Bună seara, sunt Laura Vieru și vă prezint emisiunea Porția de Sănătate. În această seară vom povesti despre naturopatie, care sunt beneficiile și dacă este o alternativă la medicina tradițională. Despre asta și multe alte lucruri interesante în această seară. Invitata mea este Anca Ienin, fondatorul conceptului Minunea Naturii. Bună seara și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt alături de tine aici. Hai să începem cu începutul, să ne povestești puțin ce înseamnă Minunea Naturii, despre acest concept, de unde a venit povestea. Mai exact, în urmă cu 8 ani de zile am deschis prima locație, Minunea Naturii, în Timișoara. Am dorit, alături de soțul meu, care și el este tot farmacist, eu la bază sunt farmacist, să creăm o alternativă la sistemul clasic de farmacie alopată. O farmacie unde poți să găsești tot ce ai nevoie pe parte de prevenție, stil de viață sănătos, cam asta în linii mari. De unde a apărut ideea? De bază? De unde? Cum ți-a venit? Totul a plecat de la, după ce am născut primul copil, fetița noastră, eu am rămas cu multe kilograme. Așa. Rămânând cu multe kilograme, automat au apărut frustrări. Și am început să caut în stânga și în dreapta variante, pentru că nu eram confortabilă cum arătam și nu eram confortabilă în pielea mea. Așa că am ajuns să descoper multe alimente noi, combinații pe care nu le știam. Eu deloc fiind din Ardeal, unde se mănâncă, cum știm cu toții, tradițional și tot felul de combinații. Și descoperind o altă alimentație, am început să mă simt bine, să dau din kilograme și odată cu chestia asta am început să fiu curioasă. Am început să citesc cărți în nutriție și să descoper multe chestii pe care în facultatea de farmacie nu le-am aflat. De fapt, tu ai descoperit toate lucrurile astea și despre aceste alimente sănătoase din cărți? În prima fază din cărți. Așa. Și ulterior am făcut și un curs de nutriție, pentru că chiar prima carte care mi-a căzut în mână era o carte care era bazată pe studii. Se făcea o paralelă între un stil de viață sănătos sau tradițional sau cum vrem să-i spunem și bolile actuale. Și aflând acolo studii, ce mănânci, cum mănânci și ce boală poți să ajungi să ai, chestia asta m-a făcut curioasă, pentru că mintea mea de farmacist își dorea să afle dovezi, nu doar povești, povestea unui om care și-a schimbat stilul de viață și atât. Îmi doream să aflu mai mult în direcția asta și m-a făcut foarte curioasă, pentru că acolo era vorba despre boli, despre care în cadrul facultății de farmacie am învățat că nu se vindecă. Și după o carte și încă o carte și încă o carte în direcția asta, am făcut cursuri de nutriție și atunci lucrurile au început, între ghilimele, să zic, să se complice frumos, pentru că am descoperit o altă lume. Povestește-mi despre această lume. Am descoperit că o hipertensiune, de exemplu, se poate vindeca, sau un început de diabet, sau un colon iritabil, că există o strânsă legătură între stilul nostru de viață și bolile actuale. Și chestia asta m-a fascinat fantastic. Adică tu vrei să spui că dacă noi ne alimentăm sănătos, dacă noi mâncăm sănătos, putem evita niște boli? Nu doar alimentația. Sau putem să ne tratăm. Da, nu doar alimentația. Alimentația îi, să zic așa, o mică parte din tot ce înseamnă naturopatie și are un rol extraordinar de important în vindecarea anumitor boli. Naturopatia, puțin cunosc acest concept, foarte puțin știu. Povestește mai multe detalii. Ce înseamnă? Naturopatia cuprinde un ansamblu de ramuri. Așa. În prima fază e o nutriție adevărată, o nutriție echilibrată, adaptată fiecărui organism în parte, alături de mișcare, alături de o odihnă, alături de un echilibru emoțional și alături de suplimente din plante corect dozate și adaptate organismului respectiv. Individual. Care este deosebirea dintre farmaciștii de la Minunea Naturii și ceilalți, din celelalte farmacii? În momentul în care vii la Minunea Naturii, ai parte de aproximativ, în primă fază, de 3 luni de inducție. Ce înseamnă asta? În astea 3 luni de inducție, practic, intri într-un proces de învățare.
în care treci prin boli, să se învață și partea de patologie, ulterior boala respectivă cu ce plante se asociază și ce plante ajută ca să boala respectivă să intre în remisie. Și alimentație, sfaturi de stil de viață pentru boala respectivă. Și sunt cursuri de care ai parte ca și farmacist, sunt testări ca să vedem nivelul de performanță al fiecăruia și ulterior toate astea se pun în slujba pacientului cu care intri în contact ca și farmacist. Oricine poate veni la curs? Cursurile care s-au făcut până acum s-au făcut în cadrul firmei pentru farmacii și asistente de farmacie, dar avem în plan un proiect de a dezvolta cursuri pentru publicul larg. Practic oricine care își dorește poate să vină să învețe, nu? Să studieze mai bine, chiar dacă el nu va deveni farmacist, să spunem, poate pentru el, sau există altfel de cursuri, de exemplu dacă eu aș vrea să cunosc mai bine, de unde îmi iau toate informațiile? De față, în România nu există cursuri de naturopatie, dar la noi e faza de proiect ca să-l facem pentru publicul larg. Noi avem multe articole scrise pe blogul nostru și anul acesta avem chiar un proiect unde în fiecare zi pe rețelele de socializare postăm o legitate care face apel la stilul de viață, la boală, tot felul de legături din astea între ce se întâmplă în viața noastră actuală și bolile de care oamenii ajung să aibă parte, din păcate. Dă-mi un exemplu. Un exemplu de care avem, de care ne lovim frecvent, este un ficat gras. Așa. Un ficat gras, pacientul obosește frecvent, nu mai are energie, își face analizele și în urma analizelor descoperă că are un ficat gras. Ei, în momentul în care vine la noi, are parte de o anamneză mai amănunțită, adică îi se pun întrebări ca să afle ce stil de viață, ce mănâncă, cum mănâncă, cât doarme, cum doarme, dacă fumează, dacă consumă alcool și alte întrebări. Și în urma acestor întrebări vin răspunsurile și farmacistul sau asistentul de farmacie îi face o schemă de suplimente adaptate numărului de kilograme, stilului de viață și astea se pot adapta. Și cu sfaturi de stil de viață. Deci, practic, partea de suplimente îmbinată cu alimentație corespunzătoare. Pacientul respectiv e îndrumat ca după o anumită perioadă, 30 de zile sau 60 de zile, să-și refacă analizele și ulterior să vină cu ele ca unul dintre farmacii să se uite peste ele, să vadă ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Foarte interesant. Dar aceste suplimente, de unde le iau? Din farmacie? Da, sunt în locațiile noastre, Minunea Naturii, avem o gamă largă de suplimente, o gamă largă puse pe categorii, pe afecțiuni, unde fiecare pacient poate să meargă el să se uite, să se informeze, fiind cu... poți să ai ca și pacient acces la ele, să citești despre fiecare, să te informezi. Fiind pe bază naturală, bănuiesc că nu trebuie să ai, nu există o rețetă, poate să-l ia cumva având poate și un alt tratament sau nu? Dacă pacientul are un alt tratament și farmacistul nostru află din acea anamneză dacă el are un alt tratament. Și atunci, în funcție de ce alt medicament își administrează, farmacistul ține cont și face recomandările respective. Foarte mulți confundă naturopatul cu naturistul. Care este diferența? Diferența mare e că în momentul în care un pacient vine și cere un produs naturist, de exemplu, că asta e o chestie foarte comună, el nu primește doar un produs sau nu primește doar un produs naturist, primește și sfaturi legate de stil de viață. Dacă e să vorbim de cazul nostru cu ficatul gras, acel ficat gras sunt șanse foarte mari să nu se rezolve doar de la partea de suplimente. Partea de alimentație e foarte importantă și atunci farmacistul respectiv îi spune ce și cum să mănânce ca să poată să-și normalizeze analizele. Am înțeles. Ce boli pot fi tratate? Păi
am amintit asta cu ficatul gras, un colesterol crescut, trigliceride crescute care sunt grăsimi din sânge, un diabet, un început de diabet, un colon iritabil, insomnie, stări de anxietate, oboseală permanentă, sindromul de oboseală constantă care e tot mai frecvent în zilele noastre. Că ai amintit de anxietate și oboseală și insomnie. Am trecut printr-o perioadă grea, zic eu. Au fost mai mulți clienți în perioada asta, după pandemie, să spun așa? Da, au fost. Anxietatea și depresia, din păcate, e tot mai frecventă după pandemie. Și atunci, spune-mi despre tratamentul care l-ați dat. Bine, în general, că mă gândesc că e în funcție de persoană. Da, și este... e în funcție de fiecare, e în funcție de persoană. Farmacistul poate să-și dea seama cât de grav e, că dacă e o situație foarte gravă, automat îl trimite la medic, nu-i dă nici măcar un ceai. El poate să-și dea seama din anamneza respectivă cât e situația de complicată. Și atunci, dacă e să vorbim de o anxietate sau de o insomnie ușoară, prin întrebări, văzut de stil de viață, de stilul de viață a acelui pacient, cât doarme, la ce oră doarme, cât stă pe rețelele de socializare înainte să adoarmă, cum arată o zi din viața lui în detaliu. Și atunci sunt plante care merg și reglează partea asta emoțională. Foarte interesant. Și atunci, da, copiii, adolescenții, au și ei acces la aceste suplimente, adică pot și ei să beneficieze? Bineînțeles. Vorbim de copii, de copii mici, sunt suplimente care sunt adaptate inclusiv sugarilor. Care fac ce? Care fac în funcție de nevoie. Dacă e să vorbim de sugari, colici, da, și ulterior copiii mai mari, lipsa poftei de mâncare, sunt tot felul de cauze profunde care duc la aceste simptome și dacă farmacistul e bun și își dă seama de cauză, poate foarte ușor să-i rezolve problema și acel pacient să nu mai ajungă să ia medicația alopată. Aveți farmaciști buni? Eu așa zic acum că avem farmaciști buni. Nu există o criză de personal? Criza există pentru că sistemul clasic de farmacie nu formează, din păcate, pe partea asta de prevenție. De aceea noi ne-am luat cumva angajamentul că noi îi formăm atâta timp cât ei își doresc chestia asta și iubesc oamenii, iubesc plantele, au o sete pentru cunoaștere și atunci putem face echipă bună împreună. Acel curs, mai povestește-mi puțin despre el. Care sunt planurile cu el, cu cursul pentru formarea farmaciștilor? Avem o tematică bine stabilită. Ideea e că nu i-am dat încă drumul pentru că suntem prinși în chestiile administrative, în chestiile cu pacienții de zi cu zi, dar e un plan măreț, e cerere pentru cursul acesta, că din momentul în care am spus că îl vom face către publicul larg, foarte multă lume a zis, wow, ce interesant, și noi suntem curioși și am vrea să-l urmăm, pentru că lumea nu are informațiile, de aici vine toată chestia. Ne lipsește partea de educație și nouă ne-a plăcut tare mult chestia asta că am reușit să îmbinăm partea de alimentație ca studiu științific cu partea de farmacie și în momentul în care îți dai seama cât de fain se combină și că la mijloc e chimia și chimia plantelor și chimia în suplimente, au un mare sens. Da, să știi că am căutat și eu, să fiu sinceră, înainte de a veni la emisiune, să văd despre ce este vorba și așa. Într-adevăr, foarte puține informație. Foarte puține. Dar nu înțeleg de ce. Unde se pierde? La nivel de sistem, din punctul meu de vedere, pentru că, de exemplu, în facultatea de farmacie nu înveți că o boală poate fi prevenită. Înveți doar boala și tratamentul ca și farmacist. Da. Și atunci, dacă nu ai curiozitatea de a te informa de unul singur sau de a urma cursuri în afară, cam rămâi la stadiu de boală egal tratament și cam asta e. Cum este în afară? În afară sunt multe clinici, sunt clinici de naturopatie, unde poți să mergi să te internezi cu o anumită boală, unde ești preluat de farmacist, de medic care e în direcția asta, de un psiholog, de un antrenor de sport și în funcție de problemele pe care le ai, ți se fac tot felul de proceduri, mănânci într-un fel anume. Românii nu cred în asta sau există acea problemă care, ca de obicei, ne... E sistemul și nu putem trece de el.
N-aș putea să spun că românii nu cred, că există o masă de oameni care cred și care au încercat și au văzut ce rezultate au pe ei. Acei oameni spun mai departe, doar că informația n-a ajuns la marea masă a populației, din păcate. Nu se știe că o boală poate fi prevenită, adică naturopatia cu alopatia merg mână în mână, ele nu se exclud. Un farmacist naturopat bun poate să-și dea seama când e cazul să se oprească și să trimită acel pacient la medic, dacă nu sunt rezultate, sau poate să-și dea rapid seama din întrebări. Dar la a ajunge să iei medicamente pentru orice durere de stomac sau orice simptom relativ ușor, cum s-a ajuns în ziua de azi, e o cale lungă, pentru că automedicația, din păcate, ăsta e un subiect... Da. Ne place să ne tratăm de unii singuri. Exact. Dar naturopatia nu înlocuiește medicina tradițională? Nu înlocuiește. Medicina tradițională e altceva. Alopatia e medicina care e cu medicamente. Medicina tradițională, aici poate să-i intre medicina ayurvedică, medicina chineză, dar sunt chestii care se completează. De când există naturopatia? În străinătate există de mulți ani, dar în România, ca și concept de farmacie naturopată, noi am adus-o în 2014. În momentul în care ați adus naturopatia în România, a fost greu? La început? A fost provocator. Așa. A fost provocator deoarece atât eu cât și soțul meu, cum ambii am lucrat în farmaciile alopate clasice, noi am zis că pacientul nu are nevoie de, adică nu, să nu ne prezentăm în fața lui într-un halat alb, pentru că așa, din punctul nostru de vedere, respectul se impune prin ceea ce îi spui pacientului și ce rezultate ajunge să aibă. Și nu prin halatul alb, care de multe ori pentru foarte mulți pacienți aduce o stare de panică sau de așa ușoară anxietate. Și am zis nu. Și pacienții veneau la noi cu diverse probleme. Pe vremea respectivă eram în locație, discutam cu fiecare în parte. Și ne întrebau, dar de unde știți atâtea? Și spuneam, păi sunt farmacist. Ah, sunteți farmacist, dar de ce îmi vorbiți de alimente? Păi vă vorbesc de alimente pentru că aveți o problemă și boala dumneavoastră chiar are mare legătură cu ceea ce mâncați. Și erau foarte surprinși și ulterior, revenind la halatul alb, ne-am dat seama că România nu era pregătită pentru așa ceva și că ne-am luat halatul alb la purtător și... pacienții s-au adus unii pe alții, dar au fost foarte mirați că într-o locație cu produse naturiste, să le spun așa, găseau farmaciști. Pentru marea masă a populației, farmacist egal farmacia alopată, care îți dă medicamente, da, un antibiotic, un exact. Antiinflamator și cam atât. Dar ca un farmacist să-ți vorbească de alimente, dacă tu vii cu o boală gastrică, de exemplu, aici deja e un pic diferit. Deci, practic, v-ați luat halatul și ați făcut în continuare ceea ce v-ați propus. Exact. Doar în halat. Da. Așa ca să le fie imaginea. Exact. Doar halatul a făcut, să zic așa, diferența. În rest n-am schimbat nimic. Dar trebuie să fiți și puțin, mă gândesc eu că trebuie să știți puțin și din psihologie. Nu? Să cunoașteți cumva niște... Îmbinăm și partea asta, exact, și ne place tare mult, pentru că în momentul în care am descoperit că de cele mai multe ori boala apare la nivel emoțional și ulterior se manifestă în corpul fizic, n-ai cum să nu faci o legătură mare între ele. Doar că marea majoritate a pacienților cu care interacționăm în momentul în care atinge acest subiect, e un subiect destul de sensibil și nu se așteaptă ca un farmacist să îl întrebe de anumite conflicte sau de anumite stresuri. Sunt reticenți la subiectele? Majoritatea sunt reticenți, care sunt deschiși și înțeleg legătura în ansamblu și cum sunt ele interconectate, acolo lucrurile se schimbă mult mai repede. Au fost cazuri în care au venit mame cu copii anxioși și ați ajutat? Au fost multe cazuri de mame cu copii, dar ce-mi vine acum în minte sunt acele cazuri de mame care își doreau să facă anumite schimbări în alimentația copilului, dar fără să fie dispuse să schimbe alimentația la nivel de familie.
Zi-mi detalii, povestește-mi că e un subiect foarte interesant pentru că, într-adevăr, ne întâlnim și foarte des facem greșeala asta. Așa e, și eu sunt mamă de doi copii, exact. Și știu ce înseamnă puterea exemplului. Un copil n-are cum să facă, mai ales dacă e și vorba de un copil mic, anumite schimbări în alimentație. Dacă, de exemplu, 10 ani a mâncat într-un anumit fel, ajunge să aibă o anumită problemă de sănătate sau niște kilograme în plus. Mama și tata, din iubire, îl aduc din dorința de a-l face bine sau de a-i normaliza greutatea, să nu-i se complice, na, sănătatea, așa. Și în momentul în care discutăm și spunem, vedeți că lucrurile trebuie schimbate la nivel de familie, păi da, cum, nu putem, lui o să-i facem separat. Am zis, nu, așa ceva nu facem, nu suntem de acord. Pentru că un copil nu o să poată să facă el de unul singur, să mănânce el la regim, să spun așa, pe foarte scurt. Nu are cum să mănânce de unul singur și mama și tata să mănânce cu totul altceva. Deci, practic, trebuie să vină schimbarea, în primul rând, de la mama cu tata. Și ulterior să transmită copilului. Corect. Asta așa ar trebui să fie, la modul ideal. Și la noi nu există. Bine, există probabil, dar foarte rar. De aceea foarte mult suferă de obezitate. Și de aceea avem și problema asta cu mâncarea. Da, dar dacă părintele înțelege și acolo unde părinții au înțeles, lucrurile se schimbă categoric, dar e nevoie de multă disciplină, de consecvență din partea părinților, de explicații, de a nu lăsa garda jos, de a nu transforma o alimentație sănătoasă într-un chin, că nu despre asta e vorba. Dacă un copil vede că mama și tata mănâncă salată sau mănâncă dimineața fructe cu semințe sau înlocuiesc făină albă cu făină integrală, deci chestii care aparent sunt simple, lucrurile astea încep să capete un alt contur. Dar când sunt chestii impuse și gata, mâncăm la regim, acolo nu merge pe termen lung. Practic trebuie să vină de aici. De acolo, de la mindset, da. Așa. Carnea? Carnea face parte din acest meniu sau nu? Da, carnea face parte, doar că aici e un subiect, să zic așa, foarte amplu, chestia asta cu carnea. Povestește-mi așa puțin. Pe scurt, da. Exact. Proteina animală, dacă e să vorbim de proteina animală strict de carne, de calitate și la modul ideal ar fi să fie un pește, dar peștele respectiv să nu fie de acvacultură, să fie pescuit în sălbăticie, să fie un pește bogat în omega-3 și cel mult o carne de vită care a păscut iarba, adică nu îi din partea asta de creștere intensivă a animalelor. Adică bine, să nu mănânce cereale și alte tot felul de... Bine, dar dacă îmi și spui de unde o găsim... Se găsește, dar mai complicat. Dar în primul rând e nevoie să avem informația, să știm exact ce să alegem și cum alegem, că după aia lucrurile se așează și găsim surse. Bine, oamenii care vând tot felul de carne, legume, fructe din grădină, bănuiesc că ei sunt practic cea mai bună sursă, nu? Depinde și aici, pentru Așa. Că e important ca să ai o discuție cu acel om, să vezi ce anume, cum tratează acele plante și dacă îți dai seama că lucrurile nu sunt foarte transparente, atunci poate nu sunt cea mai bună opțiune. Dar sunt care nu stropesc, care nu dau cu pesticide, insecticide și cu alte. Povestește-mi dacă ai avut un caz în care ai tot povestit și ai încercat să convingi și a zis că merge acasă, își schimbă stilul de viață și nu a reușit. Și a abandonat. Au fost cazuri din astea, au fost cazuri și care ulterior au și revenit după ani. Așa. Adică aveam prima întâlnire, povesteam, era vorba de o afecțiune. A părut foarte complicat și foarte greu. Și după ani ne-am reîntâlnit și mi-a zis pacienta respectivă, gata, acum sunt hotărâtă să fac schimbările necesare. Și ce anume a determinat schimbarea în cazul acestei paciente a fost faptul că ea era odată foarte determinată, pentru că nu se simțea bine și un click la nivel de mindset îl face boala, din păcate. În momentul în care pacientul ajunge bolnav și nu-i vorba doar de a arăta bine sau să fiu în formă, acolo deja perseverența capătă un alt contur.
Și doamna respectivă era mult mai perseverentă și își dorea, era determinată să își normalizeze analizele, să aibă energie pentru fetele ei, că avea două fete și nu se putea ocupa de ea veșnic, era obosită. Și după ce am povestit și am aflat anumite chestii care practic îi frânau și îi sabotau, să zic așa, toate demersurile în direcția asta, ne-am dat seama că doar anumite chestii de detaliu erau. A completat, de exemplu, într-un jurnal pe foarte scurt ce mănânc, cum mănânc, niște suplimente potrivite pentru doamna respectivă pe baza analizelor de sânge cu care s-a prezentat și când partea emoțională îi combinată cu o poftă de a mânca mai mult, acolo și suplimentele se pot adapta și dacă un supliment merge pe chestia respectivă, automat toate se reglează. Și am ajuns cu doamna în aproximativ 30 de zile la rezultate foarte bune, adică pe analize, pe foaie, așa, negru pe alb. Dar voi practic pe parcurs, uite, eu vin la tine odată, eu mai trebuie să mai vin? Sau cum, noi ținem legătura? Depinde de problema respectivă. Așa. Majoritatea pacienților sunt cu boli. Da, dacă e să vorbim de un ficat gras care se normalizează într-o lună sau în maxim două luni de zile și tu, de exemplu, ai adaptat un stil de viață sănătos, ai înțeles principiile, poți să mergi mai departe și ne vedem o dată pe an sau ne auzim telefonic. Dar asta spun în funcție de cazul fiecăruia. Misiunea noastră este pre sfârșit și eu aș vrea să te rog, dacă ai un mesaj pentru oameni, pentru cei care se uită astăzi la noi, ce ne zici? Despre stilul de viață, despre sport, despre sănătate, despre alimentație? În cei 8 ani de zile, de când practic farmacia, sunt farmacist naturopat, am descoperit că un stil de viață echilibrat, combinat cu anumite suplimente dozate în mod corespunzător, pot face multe boli să nu mai apară sau multe boli care sunt în fază incipientă să nu mai existe. Și îndemn pe toți să fie curioși, să afle, să se informeze cât mai mult. De aceea nouă ne-a plăcut și ne place în continuare să dăm cât mai mult din aceste informații pe care le avem, scriem pe blogul nostru, scriem pe rețelele de socializare, ca informația asta legată de prevenție să ajungă la cât mai mulți oameni și cât mai mulți oameni să fie mai sănătoși. Unde vă găsim? Avem 3 locații în Timișoara și un departament online. Cu departamentul online de minunenaturii.ro suntem în toată țara și în toată lumea, să zic așa. Dar în Timișoara, în cele 3 locații, în fiecare parte a orașului avem câte o locație. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră și cu siguranță ne vom mai vedea. Și eu îți mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut plăcere. Aceasta a fost emisiunea Porția de Sănătate. Eu sunt Laura Vieru și vă doresc o seară minunată.